După câteva luni de închisoare cu executare și mai bine de un an de control judiciar, Florin Țurcanu respiră ușurat. Pe strada lui a răsărit soarele, iar oamenii legii au decis să ridice și măsura controlului judiciar. Țurcanu și martorii din proces vor trebui însă să treacă din nou prin febra audierilor, după ce primii doi judecători care s-au ocupat de acest dosar s-au pensionat. Practic, toată munca depusă de magistrați până acum se anulează, iar audierile vor fi luate de la zero. Cazul va fi preluat din toamnă de judecătorul Mihaela Mihalache. Florin Țurcanu a fost trimis în judecată de către procurorii DNA în primăvara anului 2016, fiind suspectat că a luat mită o casă de la un om de afaceri, iar în schimb i-ar fi facilitat câștigarea unor licitații publice cu primării din județ. În acea perioadă, Florin Țurcanu era președinte al Consiliului Județean Botoșani.